Pastramă românească sau brânză elvețiană, muzică populară sau karaoke? Pentru noaptea de revelion, restaurantele și pensiunile se întrec în oferte pentru toate bugetele și toate gusturile. Unele îți oferă chiar posibilitatea să fii propriul bucătar într-un restaurant de 4 stele la trecerea dintre ani. Carnea de vită și de pui este deja marinată, așa că voi lua o bucățică și o voi lăsa în uleiul încins la prăjit. În 2 minute, carnea este deja rumenită, acum tot ce îmi rămâne este să-mi aleg un sos pentru a-i da un gust special. Vasul de gătit este unul special care îți permite să dai frâu liber imaginației culinare chiar în mijlocul restaurantului. Odată servită carnea, bucătarul ne arată cum să pregătim un deliciu din murături, cartofi și brânză elvețiană topită la lampă. Servește în principiu cu cartofi fiert. Îl pasăm puțin. Această brânză care deja se topește o vom pune peste cartofi. Este foarte ușor de preparat chiar și pentru un începător. Din meniu face parte și brânza fondue, servită fierbinte alături de cubulețe de pâine. Vom umia pâinea foarte bine în brânză. Vom avea grijă să nu ducem imediat în gură bucata de pâine, pentru că este foarte fierbinte. Noi am estimat undeva la 400 de roni meniul pentru seara de revelion pentru o persoană. Pe lângă mâncare-băutură care este inclusă, avem un meniu special. Avem muzică live, colinde, avem un concurs de karaoke. Cine nu gustă ofertele excentrice poate alege un revelion autentic românesc. Pensiunile de la munte s-au pregătit. Cârnații de porc, pastra, mașunca afumată și ceapa sunt vedetele serii. La 4 nopți am avut 278 de euro de persoană tariful, care cuprinde cazare cu mic dejun, masa festivă de revelion, cina românească din a doua seară. La asemenea delicii culinare, doar zăpada mai lipsește pentru ca revelionul să fie perfect.